sunt Laura, iar astăzi ne aflăm la mine în bucătărie unde o să facem o rețetă delicioasă, super rapidă de pancakes. Vom face clătite cu Oreo, vom face clătite americane, pancakes, pentru că cei de la Oreo au aceste produse noi, avem bucățele și pudră. Noi în rețeta de astăzi de clătite vom avea nevoie de Oreo crumbs, adică bucățele. Avem o cărticică, iar aici din cărticica asta m-am inspirat eu pentru rețeta de astăzi, avem clătite cu Oreo, care arată demențial, sper să arate cel puțin la fel de bine și cele pe care le vom face astăzi împreună. Pentru aromatul clătitelor vom avea nevoie, desigur, de Oreo crumbs, făină, 4 ouă, o bucățică de unt, zahăr vanilinat, 2-3 lingurițe de bicarbonat, 2-3 lingurițe de praf de copt, 400 de ml de lapte, 400 de grame de făină, 3 lingurițe de zahăr. 100 de grame. Laptele îl vom pune peste gălbenușuri. Acum vom mixa albușurile până se fac spumă. Am făcut un schimb din lipsă de bonuri. Adăugăm bucățelele de Oreo. Și mai amestecăm puțin aluatul cu o lingură. Prima clătită! Iuhuhu! Mamă, deci miroase incredibil. Suntem la a patra clătită. Treaba merge excelent. Mulțumesc de ajutor. Ești un băiat pe cinste. De nădejde. Wow! Super wow! Bun! Acest munte de clătite. Taur. Taur. Mamă, deci tu știi cum miros? Dumnezeu este... Voi știți un miros incredibil. Le aranjez puțin, mă turc imediat. Nu sunt ele cele mai frumoase neapărat, nu sunt cele mai instagramabile, nu sunt ele cele mai instagramabile, dar sunt făcute cu foarte multă dragoste și sunt sigură că sunt cele mai gustoase clătite pe care le-am gustat vreodată. Vom mai lua câteva bucățele de Oreo, am pregătit aici. Vom pune puțin sirop de arțar. Clătitele noastre sunt gata. Rețeta pe care am pregătit-o astăzi, super delicioasă, super ușor de făcut și o gustare perfectă pentru când aveți chef de ceva dulce. Sper să vă inspire și dacă încercați rețeta, nu uitați să mă tăguiți pe Instagram sau să-mi trimiteți pe Facebook și să îmi arătați și voi varianta voastră de clătite cu Oreo. Și aveți și un website pe care eu o să-l las în descriere ca să vă inspirați pentru o grămadă de rețete foarte, foarte, foarte drăguțe cu Oreo. Eu sunt Laura și am plecat. Mua! Pupicii! Prea bun!